Iată cum se prezintă situația acum. Astăzi suntem marți, alaltăr, duminică, la ore 19:30. Băsescu a vorbit cu Videanu la telefon din nou și i-a zis: l-a evacuat pe Vadim, ai scos PRM-ul din sediu. Și el a zis: uite acum, domnul președinte, avem un om de încredere, doamna executor judecătore și omul doc, deschid o paranteză, ce nume de poreclă, ce animal o fi ăla, ce hârcioc de câmp, ce regionalism, pe scroaca și omul doaca, vă dați seama ce pamflete voi scoate eu de aici. Deci avem un om de încredere, executoarea judecătorească și omul doc, zice, care are acoperire, la care Băsescu a conchis neapărat să-l evacuați neapărat. Eu-l termin pe porcul ăsta. Și omul doaca. E motoaca și omul doaca. Vă spun atâta. Ați format un nou dosar de executare. Da. Pe procedură. Ia spuneți-mi, aveți pe acest dosar de executare încuvințarea instanței de judecată? Încuvințarea s-a pronunțat pe 24.10. Judecătoria sectorul 1 a încuvințat această executare făcută de către biroul de executor judecătorești și omul doc, Paula Daniela. Presta, rămâneți pe loc! Nu pleacă presta de aici! Constituția! Tu te dracului de aici! Din vecino! Marși în băta de curbă! Nu ți-e rușine! Dai presa afară! Hoților! 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 Folosiți poliția la curat! Hoților! Și aici e biroul meu! Și voi sunteți mafioți! Și voi n-aveți dreptul să fiți aici! Dacă vă primesc, e ca să vadă presa, mafia în stare pură, câți bani ai luat dumneata de la Banca Transilvania! Peste 1,5 miliarde de lei! Banca Transilvania. Doamna și omul doc. Vă rog să rețineți aceste acuzații făcute de domnul Vadim. Aș vrea un pic de liniște și din acel moment vă rog să părăsiți țara. Nu faci dumneata ordine la mine în birou. Escroaca! Și omul doc e escroaca! Faci dumneata ordine! Vii cu poliția aici! Vii cu gorilele peste Vadim Tudor! Te trimite Băsescu la curat! Hoților! Oaț-o! Oaț-o! Dai tu afară presa din sediul lui Fatim și voi ce căutați aici? În numele cui vorbiți voi? Oaț-o! Oaț-o! Vei înfunda pușcăria! E rușinos că te-a trimis la furat Băsescu cu Videanu, derbedei ăștia! Eu îi bag în pușcărie! Doamne, aici! Cine ești dumneata? Cum cine suntem, porcule, mă? Că-ți dau două palme de spuziții la ceapă! Hai și tine să te-am vedeu! Îl întreb pe Vadim Tudor, cine e? Nu te-am notat de bolan! Vin biroul meu și mă întreb cine sunt eu, mă? Porcule! Ieși afară, fila alta! Funcționează în sediul acesta. În acest moment, cele două contracte de comodate pe care... Da, genule! Că ai hotărât-o tu! Escroaca și omul doamna! Doamna, numai instanța le anulează, doamne, nu dumneavoastră, nu sunteți instanța! N-o spui tu, pitica dracului! N-o spui tu, pitica nenorocită! Uită-te în oglindă! Cine ești tu, fă proastă? Ministrul Justiției! Eu am făcut legi în țara asta! Deci din acest moment vă rog să părăsiți... Nu dai tu afară presa! Ești tu afară! Ești tu afară! Presa, rămâneți pe loc! Nu pleacă presa de aici! Ați Constituția! Tu te dracului de aici! Din vecino! Marși în băta de curbă! Nu ți-e rușine! Dai presa afară! Hoților! 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 Folosiți poliția la curat! Hoților! Nu intri aici! Nu dai tu presa afară! Analfabetul! Uite ce fac eu cu actele tale! Infractoră! Marși afară de aici! Lasă-mă, domnule, ce-i în birou meu! Plecați-mă de aici! Placă-mă de aici! Vreți violență? Dar nu mai bloca mie biroul! Domnule, lasă-mă presa! Lasă-mă presa! Lasă-mă
intre! Lasă-mă, idiotule, presa! Lasă-mă, presa! Tâmpitule! Tâmpitule, hulicanule! Hulicanule! Nu! Mă pici pe datoria ta! Golan! Sunteți golan! Sunteți golan! Sunteți golan! M-a zis de la o parte! Deci au voie să intre, de ce nu înțelegeți că faceți o ilegalitate? Faceți loc la presă, poliția! Domnule, dar ce faceți? Dar vino ce faceți pe transmiteți în direct! Da, pe toată țara! Eu n-am nevoie de niciun sediu. Îmi pun o masă și un scaun în oricare parte capitală și vin mii de oameni din audiență. De un general cum e brutalitatea niște polițiști care au ieșit în stradă și au strigat ieși afară ce am ordinat. Acum, băi, băi, e fratele meu, băi. Băi, e generalul de armată, Marco Tudor. E fratele meu. Este neutru, vreau să-mi iau documentele. Da, n-am filmat în pace și nebun. Du-te, dracu, de derbedeu. Milicianul dracului. Băi, a strigat până acum ieși afară și-a vrăzit. Acum strigat piesă ieși afară și-a vrăzit. Du-te, mă, aici, porcule. Lasă-l în pace. Nu vă e rușine. Brusca, general. Dar de ce nu? Haideți, Băsescule, retrageți gorilele! Nu e stat polițienesc, derbedeule! Nu... Demernicule! Îți rup dinții într-o stâncă numită Vadim Tudor! Nu dau doi bani! Pe poliția privatizată și șantajată și terorizată de tine. Nu dau doi bani pe executorii tăi judecătorești. Nu dau doi bani pe amantele tale Elena Udrea și Anca Boaciu. Nu dau doi bani pe servitorii tăi Adrian Videanu și Vasile Braga. Nu mi-e frică de tine, Băsescule. Eu te duc pălătărie la groapă. Deci anunțați-mă... Dacă aveți rădicina de la cei voștri, să începem în direcție. Dacă nu, nu vă mai spun nimic. Mă rog, cam brâu, dar unde nu le-ați... Mă rog, atât nu mai vreau. E o rușine mare ce se întâmplă. Au intrat trupe speciale noi pentru un partid politic de opoziție. Rostovăz, ia uite moșul ce fost are, e mai inteligent ca Băsescu, e tot cu mânuța ta. Coiciu, vă place de Rostovăz? Coiciu, e vedetă băiatul, mi se mai zice și jucănie. Cât au început să lovească femeile, soțiile colegilor noștri din partid, de soția vicepreședintului PRM, Florin Simion, au lovit-o, au bruscat-o, și o femeie suferindă, a lovit-o și pe doamna Elena Pascu, cântăreasă de romanțe, au lovit și femeile mai ales, pentru a le proteja. Am gândit că cel mai înțelept cedează, deocamdată, pentru că mâine îi vom bombarda cu procese, cu acțiuni în instanță. Deci ca să protejezi viețile acestor oameni,
și ale cățelușilor pe care i-au luat la șuturi și pe ei, am decis să mă duc la copiii mei acasă. Pe dumneavoastră v-ați vârstat? Nu, am vrăzut nimeni să mă atingă pe mine. Ați văzut cine a trebuit să iasă a ieși, pentru că nu exista cale de altă cale. Asta este. Urmează să primească sediu, urmează să își construiască un sediu, poate se mută la domnia sa acasă, pentru că e la un pas de Cotroceni. Da, am înțeles că a fost persoane vrăscate, a fost să vezi reportul la violență? Nu cunosc așa ceva, nu particip la astfel de acte și nu cunosc ce se întâmplă în data. Dacă era de oameni, aristau politici. Domnul Vadim spunea că domnul Andrew din Statele Unite ar fi mort. Puteți să ne spuneți? Domnilor, câte afirmații gratuite a făcut domnul Vadim Tudor astăzi? O să vină le-ați enumerat, l-ați numărat, l-ați contabilizat? O să vină dumnealui aici astăzi, prea clădirea? Are un plan, ceva cu clădirea asta? Sper că veți avea posibilitatea să-l cunoașteți personal, dacă o să vă mai intereseze subiect. Ăsta era și dispozitivul hotărârii. Se evacuează Partidul România Mare și toate persoanele care nu au drept locativ în acest moment. Sigur, bătălia va continua pe fondul pricinii cu pretenții pentru lista de folosință, pentru datoriile pe care ni le-a lăsat... Ce datorii? Păi la electricitate sunt 150 de milioane, la gaze sunt 110 milioane. La telefon, chiar astăzi s-a primit telefon că se suspendă telefoanele pentru că n-au fost plătite nu știu câte luni. Astea sunt creanțe pe care le avem, vor fi constatate de instanță și evident vor fi cerute și domnului Corneliu Vadim Tudor personal pentru asta. Coiciu! Vă place de Rostogol? Coiciu! E vedetă băiatul, mi se mai zice și jucănie.